Un incident fatal a avut loc la începutul weekendului trecut. Hoțul, surprins la furat de către agentul de bază al firmei păgubite, a fost omorât în bătaie. Conform primelor informații, bărbatul în vârstă de 40 de ani a pătruns într-o fermă din Vaslui cu intenția de a sustrage diverse bunuri. Totuși, acesta a fost descoperit de către paznicul fermei, iar între cei doi se pare că a izbucnit un conflict. Rănile pe care le-a suferit agresorul transformat în victimă i-au fost fatale, cu toate că a ajuns în viață la spitalul din Bârlad. De aici a fost transferat către spitalul de neurochirurgie din Iași, unde a intrat în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvat, deși s-au încercat manevre de resuscitare. Din informațiile transmise de medici, se pare că paznicul i-a rupt un umăr și câteva coaste hoțului, dar loviturile fatale au fost în jurul capului. Referitor la modul în care s-au produs evenimentele, poliția a transmis că, încercând să-și asigure scăparea, prezumtivul autor, un bărbat de 40 de ani din localitatea Tutova, l-ar fi amenințat cu un cuțit pe reprezentantul societății, acesta lovindu-l cu un corp contondent, arată Vremea Nouă.ro.